să încep această conferință de presă. Mulțumirea, adică să-i mulțumesc lui Rava Andone pentru toată munca depusă în condiții vitrege în turul campionatului. Din păcate, astăzi a trebuit să ne despărțim. Ne-am strâns mâna ca doi bărbați. Eu am făcut o ofertă să rămân în cadrul clubului, a refuzat-o. În următoare, până în miercuri, găsim o soluție să rezidem pe care am legat contractul. În mare le-am înțeles, rămâne să ne vedem miercuri. Și conducerea clubului a dorit să aducă modificare la nivel în băncii tehnice. Și ne-am gândit toți și am găsit ca cea mai bună soluție de la Tempa din Cinschi. Este de aici, din Alba. Cunoaște foarte bine jucătorii care avem în cadrul clubului. Mă refer de la echipa de senior până la junior. Mai multe să vă spun despre adică le știți și din asta. E jucător care a activat, adică a fost jucător al clubului, a fost antrenor. Am lucrat împreună și în Liga a doua. Și ne-am înțeles pe perioada de un an jumate. Și îmi doresc să aibă rezultate cât mai bune. Bineînțeles, în prima etapă trebuie să formăm o echipă. După aceea ne vom... Până în vară, Adi trebuie să-și formeze o echipă, să facă o evaluare asupra lotului, ce va considera că mai avem nevoie și din vară să ne propunem alte obiective decât cel care l-am avut anul ăsta, adică rămâne în Liga 3. Va fi ajutat de Marcel Rusu și mai încercăm să vedem pe cine mai convine să mai aibă un ajutor, pentru că va fi o perioadă grea. Și mă refer aici la ca și muncă. Întrebări? Adică cum după 4 ani să revii pe citate? În primul rând vreau să mulțumesc conducerii de la Mirea Baiolea, pentru că nu doar că s-au gândit la mine, ci mi-au pus un contract în față și mai mult decât toate acestea, cred în munca mea, cred în munca în echipă și cred într-un viitor mai bun pentru acest club. Trecând peste acest aspect, cum bine se știe, mă leagă foarte multe lucruri de acest club, atât ca jucător cât și ca antrenor. Pot să spun că mă întorc acasă, pot să spun că îmi face plăcere să mă întorc aici unde am trăit unele dintre momentele cele mai fericite ale mele, atât din punct de vedere al jucătorului cât și al antrenorului. Ne așteaptă muncă grea. Ne-am propus în mare parte și se și vede în alcătuirea lotului. Jucătorii sunt preponderent, dacă nu, marea lor majoritate din județul nostru. Ne propunem în continuare să, prin munca depusă, să fiecare în parte, așa și în grup, să evolueze atât din punct de vedere sportiv, cât și al vieții extrasportive, se vadă o evoluție din toate punctele de vedere. Au un mediu prielnic aici și celelalte vârfuri ale, să zic, de jucători ale Unirii, respectiv Stanciu și Gicu Grozav, care sunt la cel mai înalt nivel în acest moment, trebuie să fie o motivație suplimentară pentru ei. Se poate, al doilea are materie primă în ceea ce privește jucătorii de fotbal și tinerii promițători. Și eu sper ca în viitor alți jucători să urmeze exemplu celor doi și atât celor doi cât și altor jucători din Alba care ne reprezintă pe toți cu cinste la alte echipe din țară. Ce te-a determinat să alegi Unirea Albă? Pot să spun că în această perioadă am avut mai multe oferte. În momentul în care am avut primele discuții cu conducerea clubului, Unirea, pe lângă alte multe aspecte, cred că din punct de vedere sentimental mă simt legat de acest club și sunt acasă și vreau să contribui cu ceva la ridicarea nivelului de joc, la ridicarea nivelului de performanță a acestor jucători și acestui club. Care e principalul tău obiectiv pe termen scurt?
Din punctul meu de vedere, suntem un pic în urmă cu ceea ce privește, în ceea ce privesc câteva lucruri, dar de acum înainte... Mai concret. Mai concret, mă refer la, la câteva transferuri care le-am putea face în această perioadă, la un program de pregătire foarte bine conceput, în care să beneficiem de maximum în ceea ce privește condițiile de pregătire. Sunt convins că toată lumea face eforturi în acest sens. Jucătorii sunt primordiali. Pregătirea lor este esențială pentru noi. Vei putea folosi doar 3 seniori pe durata unui meci. Cum crezi? Da, cunosc aspectul ăsta și până în acest moment lotul așa a fost creionat, încât preponderent tinerii să-și găsească loc în echipă. Din punctul meu de vedere, la fotbal nu prea există vârsta. Din punctul meu de vedere, există muncă și calitate. Vârsta contează mai puțin. Te-ai gândit la ce transferuri mai e nevoie? În mintea mea sunt niște posturi care le mai putea acoperi împreună cu conducerea clubului în viitor apropiat. Sper să găsim soluțiile cele mai bune. Nume nu ne poți da. Nu putem da în acest moment nume. E foarte important ca jucătorii care au ofert din partea clubului să fie albaiolieni, să zic așa. Din județul Alba. Județul Alba. Programul? O să punem la punct întregul program. Săptămâna aceasta pot să vă spun că e acomodare și o să fie conceput un program care să cuprindă atât un cantonament, cât și jocuri amicale și tot ceea ce face parte din perioada precompetițională. Adi, a fost arătat de mai multe ori, după ce a plecat de la performanța Ghiu cu degetul, că tu ești vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, adică au ajuns în această situație. Cum răspunzi acestor lucruri? Nu știu, dar am mai cazul acum să vorbim de trecut. Pot să vă spun că am preluat performanța de pe poziția 5-a, la nivelul ligii a 4-a, și în decurs de 2 ani am terminat pe locul 2 în Liga 3. Raportat la celelalte discuții, nu le-am făcut de capul meu, la unison s-au gândit transferurile, s-au gândit absolut tot. Probabil dacă aveau răbdare, acum erau în primele 3, garantat. Jucătorii de valoare de la performanța Ghiu, dacă vă uitați, sunt transferați la primele echipe din Liga 3. Asta am terminat subiectul performanței.